După o perioadă de liniște, minora care a fost implicată într-un scandal sexual în urmă cu câteva luni a ajuns din nou în prim plan pe internet. Mai multe postări în care îi este făcut public numele informează cititorii despre faptul că tânăra s-ar fi sinucis. Însă, din fericire, informația pare că nu se confirmă. Până în prezent, Inspectoratul de Poliție al județului Constanța nu a primit nicio astfel de sesizare. În căutarea unui număr mare de accesări, administratorii unor site-uri apelează, se pare, și la soluții mai puțin morale și chiar ilegale. Se folosesc de titluri senzaționale și atrag vizitatorii fără să țină cont de prejudiciul de imagine pe care îl pot aduce celor implicați. Vestea presupusei sinucidere a devenit subiect de discuție și pe un site de socializare. Doamne ferește, nu-mi vine să cred că există asemenea oameni care spun că s-ar sinucide numai ca să o demoralizeze pe biata fată. Oricine greșește, asta nu înseamnă că trebuie să se omoare. O fi băut ea pentru că așa a vrut, dar copiii ăia ratați sunt singurii vinovați pentru cele petrecute, pentru că au profitat de faptul că era inconștientă și sper să primească ceea ce merită. Cât despre această fată, sunt altele care au dat-o în bară mai rău de atât și nu a fost capăt de lume. Prea mulți critici a tot știutori pe aici plin de răutate. Poate ar trebui să ștergi pagina. Dacă aș fi în locul ei, nu m-aș simți tocmai bine știind că am ajuns subiect de bârfă pe o pagină creată pe Facebook în astfel de circumstanțe nu tocmai bune. Dacă familia fetei sau fata se sesizează cu privire la aceste postări, autorii pot fi trași la răspundere conform legii. Cu privire la aceste informații, nu au fost depuse plângeri la IPJ Constanța. În cazul în care vom fi sesizați cu privire la aceste aspecte de către familie, aparținători sau de către minora în sine, prin familie, vom deschide o anchetă și în cazul în care vor fi identificate persoanele, vor fi trase la răspundere în conformitate cu prevederile codului penal. Oamenii legii spun că oricine devine ținta unor astfel de întâmplări se poate adresa autorităților.